să fie Domnul! Pentru seara aceasta, subiectul pe care l-am ales este o continuare a unui serial care l-am început cu câteva duminici mai înainte. Ce să facem atunci când dificultățile vieții ne bat la ușă? Spuneam și azi dimineață că sunt trei feluri de oameni care au avut necazuri, care au și care vor avea. Nu contează ceea ce ni se întâmplă. Contează cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. Contează atitudinea noastră atunci când vine și bate la ușa noastră ziua necazului. Așa am intitulat predica mea din această seară la încheierea serviciului, în ziua necazului. Haideți să vedem ce ar trebui să facem atunci când vine necazul și bate la ușa noastră, în ziua necazului. Iată un verset pe care aș vrea să îl urmărim în seara aceasta din Proverbe, capitolul 24, versetul 10. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Avem nevoie atunci când vine ziua necazului peste noi să fim puternici, să nu slăbim, să avem energie, să știm ceea ce să facem atunci când vine necazul. Putem să fim tari oricând, dar nu le folosește la nimic. Trebuie să fim puternici când bate necazul la ușa noastră, când vine încercarea. Atunci avem nevoie să fim tari, să nu slăbim. Și aș vrea să ne gândim în câteva minute la întrebarea aceasta care o auzim așa de des, de ce trebuie totuși să existe necazul, de ce trebuie să suferim. De ce există suferință în lumea asta? Una dintre cele mai deranjante întrebări pentru noi creștini, nu-i așa? Așa cum spunea și Marius înainte, dacă Dumnezeu este bun, și am auzit și azi dimineață ceva pe tema asta, dacă Dumnezeu e bun, de ce se întâmplă atâtea lucruri rele? De ce există atâta suferință în lumea asta? N-am putea să fim scutiți, măcar noi copiii lui Dumnezeu, de necazurile astea care sunt în această lume. De ce există suferință? De ce vine totuși ziua asta necazurile peste noi? N-am putea să vină o zi bună? Nu? Și salutul nostru, have a nice day. Nu? Am vrea să fie nice ziua de astăzi, nu-i așa? Am vrea să fie bună, și cu toate dorințele noastre, cu toate aspirațiile noastre, de cele mai multe ori, nu este chiar așa cum ne dorim, nu este tocmai bună. Vin bilurile. Este suficient să te duci la cutia poștală să nu mai fie a nice day. nu e așa? Este suficient uneori să primești niște telefoane, să înceteze să mai fie nice day. Um, este suficient să întâlnești pe cineva pe care n-ai fi vrut să-l întâlnești niciodată, nu? Și să se termine ziua aia. Așa de ușor bate la ușa noastră necazul, necazul nu-i așa? De ce există suferință? Întrebarea cea mai simplă, la întrebarea aceasta, răspunsul cel mai simplu ar fi că trăim într-o lume căzută. Am căzut din harul lui Dumnezeu. Suferința este la ea acasă, în această lume. Am căzut din harul lui Dumnezeu. În ziua în care protopărinții noștri au întors spatele lui Dumnezeu și planului lui Dumnezeu și au hotărât să trăiască fără el, fără Dumnezeu, am intrat în această lume căzută. Avem un destin nefast. Ne-am născut în această lume care nu este. După planul lui Dumnezeu, dacă vreți. N-a fost așa planul lui Dumnezeu. Ne-a făcut Dumnezeu să trăim în paradis. Am hotărât să trăim în afara lui. Dacă am hotărât să trăim în afara paradisului, la ce ne putem aștepta? Sudoare, muncă, necaz, suferință, durere. Aceasta este lumea pe care noi ne-am ales-o, nu-i așa? Fiecare dintre noi avem parte din această tragedie a lumii noastre. Fiecare facem parte din această lume și ni se împarte și nouă ceva din durerea ei și din tragedia ei. Întrebarea corectă ar trebui să fie ce să facem când vine necazul, când vine suferința. Asta este întrebarea. Pentru că va veni. Dacă n-a venit până acum, o să vină. Vom avea necazuri. Noi românii încercăm să-i speriem pe ăștia care se căsătoresc. Seara am avut o nuntă și țineți minte că la toate nunțile românești există tema asta, eșuăm în ea, vrem, nu vrem, parcă ne ciudă că ăștia sunt fericiți. Nu? Vrem să le amendăm un pic bucuria asta, lăsăm, na, Alaska, vedeți voi după aia ce vine, nu? Veniți la consultație la noi să vă spunem noi ce o să vi se întâmple o să vină copiii pe lume, să duce fericirea asta, să ofilez florile astea de la nunte, care le aveți acum, nu? Și încercăm noi să-i speriem pe toate. De fapt, asta este, că noi spunem din realitate, din din, din, din experiența vieții noastre, ceea ce se întâmplă. Fericirea este foarte scurtă, nu? Vine necazul. Ce să facem însă când vine necazul? Hai să învățăm trei lucruri în această zi ca să ne ajute să ne dezvoltăm o atitudine corectă, să știm cum să reacționăm atunci când vine necazul. Puneți în loc de necaz ce vreți dumneavoastră, ok? Ce vi se pare că este necaz? Așa cum ziceam de la biluri până la uh, diagnostic de la doctor, uh, puneți bătrânețea dacă vreți, dacă nu mă credeți, întrebați-mă pe mine. Puneți reumatismul, puneți tot ce vreți dumneavoastră, după romantism vine reumatism. Asta, asta, asta e sigur, ascultați-mă. Haideți să învățăm trei lucruri foarte importante să vedem cum să reacționăm atunci când vine necazul în viața noastră, pentru că, așa cum spuneam înainte, nu ceea ce ni se întâmplă important, ci important cum reacționăm noi la ceea ce ni se întâmplă, la necazul care vine. Primul lucru pe care vreau să îl amintesc în această seară este că un prim răspuns atunci când vine necazul, un prim răspuns când vine necazul, nu încerca să scap de el. Nu încerca să scapi de necaz, pentru că sperzi vremea, nu o să reușești. Ăsta se ține scai de tine, vine în pachet și vine și nu pleacă așa repede. Ci fii atent că necazul acela îți descopere adevăratele tale slăbiciuni. Necazul îți revelează adevăratele tale sl slăbiciuni. Toți ne credem puternici toți ne credem invincibili, toți ne credem deștepți până dăm de necaz. La necaz descoperim că nu este chiar așa cum am crezut noi despre noi, că nu suntem chiar așa de puternici. Descoperim că suntem mai slabi decât am crezut noi și este o ocazie extraordinară să te cunoști pe tine, să știi cine ești. Când ne merge bine, de obicei avem o părere. Foarte falsă despre noi. Necazurile ne ajută să știm cine suntem noi cel adevărat. Haideți să urmărim câteva idei în legătură cu primul punct: necazul îți revelează adevăratele tale slăbiciuni. În primul rând, numărul unu, necazul este modul lui Dumnezeu de a ne atrage atenția. Când când avem tot ce ne trebuie, când ne merge bine, când suntem sănătoși, avem bani, prieteni, a, suntem ca un cal din la buiac, scăpat pe, pe câmp, ok? A, nu avem nevoie de nimic, suntem puternici, ne simțim bine și suntem happy. Și atunci Dumnezeu ne atrage atenția, hei, sunt și eu aici, exist și eu. Și vine necazul în viața ta și îți atrage Dumnezeu atenția asupra adevăratei realități în care tu te găsești. În euforia succesului, a binelui de care ne bucurăm, realitatea devine falsă. Devine falsă. Și atunci Dumnezeu îți atrage atenția, îți trimite un semnal de alarmă, sună alarma, printr-un necaz, să te oprești din reală asta e buimacă a ta, în fericire, așa, și să revii cu picioarele pe pământ la realitatea de fiecare zi. Dumnezeu îți atrage atenția prin necazul care a venit peste tine. Este foarte adevărat că foarte puțin oameni vin la Dumnezeu atunci când nu mai pot de bucurie și de fericire. Nu au nevoie de Dumnezeu atunci. Dar cum de necazul, foarte mulți oameni descoperă că au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de alții. Dumnezeu ne atrage atenția prin necazurile care vin peste noi. În al doilea rând, necazul, prin necaz, primim asigurarea că Dumnezeu ne iubește. Wow! Dacă citiți împreună cu mine din Evrei, capitolul 12, versetul, începând de la versetul 6, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Căci care este fiul care nu îl pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște ficiori din curvie, nu fii. Apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci în adevăr, el ne pedepsește, ei ne pedepseau, părinții ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași Sfințenei Lui. O dovadă că ne iubim copiii este că îi pedepsim. Știți asta? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cine cruță nu iau, nu și iubește copiii. Dacă îi iubești, pui mâna pe nuia și îi disciplinezi. Faci oameni din ei. Pentru că Dumnezeu ne iubește, lasă să vină necazul peste noi. Să ne dezmetecim, să, să ne disciplineze. Să facă oameni din noi. Pentru că așa cum spunea cineva, Succesul te deformează, pe când insuccesul te formează. Dumnezeu îți dă necazuri să te formeze. Pune mâna pe nuia, să te disciplineze și să devii un copil mai ascultător și mai respectos de Domnul. În al treilea rând, necazul este chemarea Domnului la cercetare de sine. Cred că este cinstit, este corect atunci când vine necazul peste viața noastră să ne întrebăm, Doamne, oare este în regulă cu viața mea? Trăiesc eu corect? De ce s-a întâmplat lucrul asta? Nu cumva este, nu iau a ta drept un răspuns la comportamentul meu? Sunt corecte atitudinile mele față de tine, față de copiii tăi, față de Sfânta Scriptură, față de eternitate, față de viață în general? Sunt corecte atitudinile mele? Cuvintele care eu le rostesc în conversațiile mele, îți plac sau ești supărat pe vorbele mele? Doamne, necazul ăsta nu cumva s-a întâmplat din pricina indisciplinei mele? a modului meu rebel de a mă, mă purta în împărăția ta, dacă suntem niște, niște creștini autentici, întotdeauna când vine un ecaz, ne punem asemenea întrebări și sunt normale. Și ar trebui să găsim lucrurile acelea care au dus la nuia. L-au făcut pe tată să scoată cureaua. Okay? Părinții nu pun mâna pe curea sau pe nuia de-a gratisul. Unul dintre cele mai grele și mai lucruri care le-am urât în viața mea a fost să-mi să să pedepsesc copiii. Dar uneori n-ai avut, avut ce face. Trebuia să o faci. Și vă mărturisesc că aș fi preferat să iau eu uh, curelele alea decât să dau. Mi-am cerut iertare pe urmă eu de la ei că mă simțeam, uh, nu mă simțeam bine. Dar trebuia să o fac. Țin minte când a venit un owner building în, în care eu locuiam și mi-a spus că Cristi al meu înjură. Nu, nu l-am crezut. Cum să-l cred, domnule? Că eu nu știam atâta engleză să știu că s-a înjură. Eram așa de curat la minte că nu știam că americanii vorbesc curat. Absolut deloc. Eram începător în America. Credeam că ăștia numai frumos vorbesc. Și ăsta a avut curajul și mi-a spus și mi-a povestit ce cuvinte folosește, nu venea să cred. Dar asta mergea la școală și învăța. Învățau americanii limba engleză. Știa mai multe engleză decât mine. L-am luat în, în birou la mine, am închis ușa și am spus, uite ce faci tu, am reclamație că folosești cuvintele astea urâte. Câte curele crezi că meriți pentru treaba asta? spre marea mea surprindere, mi-a spus șapte. Wow! Cine știe, ăsta știa bine că te-a zis, ce cuvinte am mai folosit, nu? Așa? Ok, tu ai ales, am scos cureaua și am aplicat șapte curele. Perma. plângeam aproape amândoi, și eu și el. Am zis, acum trebuie să ne rugăm ca să ne ierte Domnul pentru că înjurătorile tale l-au supărat, l-au supărat pe Dumnezeu din cer. Trebuie să ne rugăm pentru treaba asta. Ia începe tu. O rugăciune de pocăință ca aceea nu am auzit până atunci. După curele, credeți-mă, că urmează o rugăciune a pocăinței foarte serioasă. Părmă m-am rugat și eu și am mulțumit Domnului că l-a iertat pentru treaba asta, pentru păcat și am mulțumit Domnului că se dea putere să nu mai înjure niciodată. Ne-am ridicat de pe genunchi amândoi, ne-am îmbrățișat și am cerut iertare că am trebuit să-l pedepsesc mai iertat și am zis, uite, stăm aici până nu să, să, prindă el alții s-a întâmplat. Și am stat în birou încă vreo bună jumătate de oră până s-au uscat lacrimile. Am ieșit de acolo și Cristi n-a mai înjurat niciodată în viața lui. Ok? N-a fost o experiență frumoasă pentru niciunul dintre noi. Dar uneori când Dumnezeu pune mâna pe curea, trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Să vedem câte înjurături am zis. O, oh, le-am zis în engleză, doesn't mean anything. Dumnezeu știe engleză. Okay. La noi există chestiunea aceasta care e foarte periculoasă când vrem să spunem ceva care we mean it, care credem și așa, atunci o spunem în limba noastră. Când vrem să spunem ceva care este așa numai pe jumătate, o zicem în engleză. Okay? I love you, brother. Îmi zicea cineva tot timpul. Am don't love him anymore like that, please. Don't love him anymore. Pentru că nu era decât o declarație din asta falsă. În spatele ei era trădare, era, mă vorbea de rău, mă săpa, Yeah. Știți, dumneavoastră, de ce vorbesc, nu așa? I'm sorry. <laughs> nu mai spune asta o nevastă, sta du și spune, dragă, te rog să mă ierți. Okay. Să vezi că este mare diferență. E mare diferență. Spune-o în limba ta. Când vrei să spui ceva din inimă, spune-o în limba ta. Nu spune -o în altă limbă care -are, nu face mare efect. Dar uneori trebuie să punem întrebarea asta și să avem o cercetare de sine. Doamne, de ce a venit nu iau asta? De ce te-ai purtat așa cu mine? Este ceva wrong. Haide să identificăm. Veneam pe mașină cu băieței, cu Aiden și cu Joel, la biserică și deja ei discută lucruri mari. Aiden îi spunea lui Joel, ești clasa întâi acum, să-ți ții minț, minț, în minte la carte acum și nu la fete. Ok? No, no, no girlfriends. Deci, perhaps when you sixth grade, you can have a boyfriend, or oh, a girlfriend. El deja, Aiden era în clasa șasea și deja el se simțea îndreptățit să aibă un, un girlfriend. Wow! I was scared to death. Doamne, ajută-mă să nu înceapă așa repede, că N-am atâtea curele la, la îndemână. Nu? Dar încep năbădăile astea, nu știu la ce vârstă. Nu? Dar avem și noi năbădăile noastre, indiferent cât de bătrâni suntem. Și atunci pune Domnul mâna pe curea. Pune mâna pe curea și întrebarea legitimă este, Doamne, ce este wrong? Ce am făcut? Unde aș putea îndrepta? Unde ar trebui să mă pocăiesc? Apoi, în al patrulea rând, necazul este modul Domnului de a ne înfrânge mândria noastră. Mândria noastră. Nu ajunge nimeni cu prăjina la nasul nostru de multe ori, dar vine un necaz care ne îngenunche de numai, care ne spune că nu suntem noi somebody, ci suntem nobody, Vine un ecaz peste noi, o pierdere, o boală, o respingere, o ușă trântită în nas, o curea din aia din partea Domnului, răsunătoare și uneori în public între alții și dintr-o dată balonul ăsta mare pe care l-am umflat de-a lungul anilor s-a desumflat așa printr-o explozie și un fâs din ăla mare, ok, în care e și toată mândria noastră ne-am desumflat. Și Dumnezeu ne dă câte un ac din ăsta la baloanele noastre să înfrângă mândria din noi. În al cincilea rând, necazul ne aduce aminte de slăbiciunile noastre. Intrăm și noi în rândul oamenilor. Și noi ne îmbolnăvim. Am cunoscut un exemplu foarte ciudat, cineva care se credea foarte spiritual, foarte spiritual, duhovnicesc de-a de s-a îmbolnăvit. Și era absolut revoltat. How in the world? Tocmai el. El, Sfântul, cel bun, cel cu minte, care trăia printre niște firești ca noi. Toți. Nu ne îmbrăcam cum trebuie, nu eram pocăiți, punea pocăit metru pe noi și nu ieșeam la cântar. Era, era, absolut supărat. How in the world? Și el, sfântocul ăsta, s-a îmbolnăvit. Nu se poate. Dumnezeu nu e drept. E o greșeală la mijloc. Nu era deloc greșeală. Dumnezeu vrea să spună că și el este tot ca noi. Și el este om ca noi ceilalți și el se îmbolnăvește ca noi ceilalți. Și el este la fel de păcătos și are nevoie de mila și de harul Domnului. Necazul ne motivează să-L căutăm pe Domnul. Nu l-am căutat până, până, acum, pentru că ne-am descurcat fără el, așa e. Suntem deștepți, noi rămâne avem trei defecte, nu? Suntem frumoși, înalți și deștepți. Să sunt defectele noastre. Ne descurcăm bine fără Domnul. dă ne cazul de noi, de boala de noi și dintr-o dată descoperim că nu ne descurcăm singuri, că avem nevoie de El. Căutăm Biblia aia care s-a pus praf pe ea de ani de zile, începem să o scuturăm de praf și să o deschidem din când în când, începem să ne mai rugăm, că până acum vorba celuia zice, mă, tu nu te rogi cum mănânc, eu m-am făcut cruce, zice, cu, cu limba în cerul <laughs> wow. Ne-am făcut cruce cu limba în când ne-am pus de masă. Oh. Am mai zis un domn ne ajută, așa, care acopere lipsa noastră de spiritualitate. Din necazul și dintr-o dată descoperim că avem nevoie de Domnul. Începem să venim pe la biserică. Eu cred că. O trezire spirituală cu adevărat în America va veni când va veni un necaz mare peste, peste țara asta. Se pare că Obama nu e un necaz suficient <laughs> să aducă pe oameni la biserică. Sunt necazul mai mare ca Obama. Și să știți că Dumnezeu are în arsenalul lui uh, curelele lui, nuelele lui, pentru toate neamurile pământului. Și când ne va lovi o asemenea nuia, Țineți minte ce s-a întâmplat la 9-11, nu? 2001? Știți, țineți minte. Toată lumea, bisericele erau pline. Erau pline. Ați ținut cam puțin uh, pocăința asta națională. Nu? Era God bless America peste tot, pe toate afișele și toate billboards. Peste tot era God bless America. Dar a ținut foarte puțin. Credeți că Dumnezeu nu mai are teroriști? pe care să-i folosească, nu are câte un bici de-a lui. Dumnezeu a folosit împărața ai pământului care au fost numiți biciul lui Dumnezeu. Când veneau hunii, Atila era biciul lui Dumnezeu. Dumnezeu biciuia Europa cu hunii. I-a pus acolo lângă noi. <laughs> Watch out! Nu vreau să sunt naționalist acum că citesc niște articole că românii se pregătesc să rupă coarda biciului. <laughs> Dar Dumnezeu folosește instrumentele lui ca să ne motiveze să-l căutăm pe Domnul. Al, treilea, al doilea lucru important. Al doilea răspuns, nu te concentra spre circunstanțele exterioare, ci fii conștient că ai de-a face cu puteri spirituale nevăzute. Când vin necazurile, nu pune întrebarea oare ce s-a întâmplat? Cum, cum a venit necazul ăsta? De ce? Nu, nu pune întrebarea asta, ci fi conștient că ai de-a face cu puteri spirituale nevăzute. Sunt lucruri care nu se văd. În jurul tău. Necazul trebuie să-ți deschidă ochii spre lumea spiritelor. Trăim într-o lume spirituală. Necazul scoate în evidență lupta spirituală în care noi suntem angrenați. Suntem pe front. De aceea, pe front se trage, se moare, există răniți, există prizonieri. Necazul este apoi metoda Domnului de a ne purifica credința în această luptă spirituală. Trebuie să ne încredem în Domnul și Mântuitorul nostru, în cei care sunt cu noi, îngerii lui Dumnezeu care tăbărăsc în jurul celor care se încred în Domnul. Necazul apoi este un semnal că trebuie să ne reevaluăm prioritățile. Am prea investit în lumea asta materială, ne-am prea ocupat de lumea asta care trece. Nu investim în lumea de dincolo, în lumea, în lumea spirituală, nu suntem preocupați de lucrurile spirituale, suntem preocupați de lucrurile materiale prea mult. Să reevaluăm prioritățile atunci când vin necazurile. În al patrulea rând, necazul este modul lui Dumnezeu de a ne testa prieteniile. Când ai bani, când îți merge bine, ai și mulți prieteni, nu e așa? Dar vine, vine o zi a necazului, când vezi exact cine sunt prietenii tăi. Cei care sunt cu noi în această sală aici sunt adevărații mei prieteni. Pentru că la, în ziua cea mai grea a vieții mele, aș putea spune, nu m-au abandonat. M-au plecat. Au stat lângă mine. De deci ce am un respect și o dragoste care nu pot să vă exprim în cuvinte? Pentru că adevărata prietenie ați demonstrat-o. Când vine cazurile să văd adevărații tăi prieteni, cei falci dispar și uneori rămâi singur. Și Dumnezeu te lasă să treci prin necazuri să-ți testeze adevăratele tare prietenii. Pentru că atâta timp cât îți merge bine, s-ar putea să fii înconjurat de prieteni falci. Dar lasă să vină necazul ca să vezi care sunt prietenii tăi, cei adevărați. Un al treilea răspuns când vine necazul, în necaz nu încerca să trăiești pentru Hristos prin puterile tale, ci Hristos trebuie să trăiască în tine prin Duhul Sfânt. Necazul te ajută să înțelegi că ai nevoie de Hristos. Nimic nu ne ajută în lumea asta. Mai mult să înțelegem că avem nevoie de Hristos, ca și necazurile care vin și bat la ușa noastră. Necazul te ajută să înțelegi că ai nevoie de Hristos. El este chemarea lui Dumnezeu să te identifici cu Hristos. Necazul este motivația să trăiești în lumină, să trăiești cu cărțile pe masă, cum să zice, cu cărțile pe față. este harul care ți-l dă Dumnezeu să înțelegi că nu te poți descurca fără Hristos. Știți ce a spus Apostolul Pavel? Pot totul în Hristos care mă întărește, care este în mine. Totul. Pot să biruiesc necazurile. Dacă vreți să vedeți prin ce a trecut Apostolul Pavel, are o listă întreagă în Corinteni în care îl spune toate suferințele lui. De la frați mincinoși care l-au vândut și l-au trădat, nu? Fiarele din Efes. De foarte multe ori mi-am întrebat, la, ce, la, cine se referă asta, domnule? Fiarele din Efes. L-au dus la Zu? Nu. No. A fost pe, în arenă, s-a luptat cu ceva tigri și blei? Nu, no, domnule, deloc. Se pare că s-a luptat cu frații. Erau niște fiare Evrești. Printre frați, prin sinagogile pe unde umbla Apostolul Pavel. Nu? E un, lucru, un cuvânt foarte mare aici, fiarele din Efes. Iese naufrag, naufragiu, ajunge, ajunge pe fundul mării. Ce să vă spun? Trece prin tot ceea ce poate să treacă un om ca necaz, prin tot ceea ce poate conține cuvântul ăsta necaz și suferință. Și la sfârșit zice, pot totul în Hristos care mă întărește. El este cel care biruiește în mine. El trăiește în viața mea și împreună cu El suntem majoritatea. Împreună cu El biruim orice necaz. Ne luptăm împotriva oricare fiare. Împreună cu Hristos suntem mai mult decât biruitori. Și ultimul lucru care vreau să menționez în această seară, necazul este o pregătire pe care ți-o face Dumnezeu să poți mângâia și încuraja și tu pe alții. Lumea asta are nevoie de încurajare și de mângâiere. Oamenii suferinzi, oameni peste care a basculat viața multe necazuri. Mă gândesc numai la familia aceea din Bistrița, pastorul împreună cu fiul, omorâți în mod bestial într-o mașină, le s-a dat foc, mașinii s ardă, urmele. Mă gândesc la femeia aia, la soția aia de, de păstor. Mă gândesc la, la rudele lor, la, la prietenii lor. Ce, ce, ce s-a năruit, ce necazuri s-au năruit peste oameni aceia. Ce cuvinte putem noi să avem, să încurajăm asemenea oameni. Dar ascultați-mă, sunt oameni care au trecut probabil prin lucruri mai grave decât asta. Și oamenii aceia au ceva de spus. Au ceva de spus. Am fost la mormântare unui copil care a venit pe lume și a murit după primele zile. Mi-a venit ideea să caut pe cineva care a trecut pe aici. Și am pus pe oamenii aceia să vorbească la mormântare, pentru că ăștia puteau să spună ce înseamnă să ai un copil și să moară în primele săptămâni după ce, după ce s-a născut oamenii aceștia pot să te mângâie, pentru că pe ei i-a mângâiat Domnul printr-o asemenea situație, ei sunt recuperați după o asemenea suferință și sunt pregătiți de Dumnezeu să poată mângâia pe alții care trec pe acolo. Dumnezeu te lasă să treci prin necazuri pentru ca la rândul tău să poți spune cuvinte de încurajare pentru alții. După terminarea facultății în 1974, cei trei sfinți de la Facultatea de Construcții, ca așa ne numeau pe cei trei pocăiți pendicostali, am fost repartizați cu toții la Arad. Erau trei locuri pe țară la Arad. Trei locuri numai. Concurau la locurile acestea facultățile de la București, Iași, Cluj și Timișoara am fost bine binecuvântat să pot alege printre primii din țară, am ales Arad. A urmat Nelu am ales Arad. Și acum tremuram toți pentru cel de-al treilea, pentru Dragoș, pentru că ăsta voia să și să căsătorească la Arad. Și deja spuneam, domnule, dacă ăsta nu ia Aradul, noi suntem nenorociți complet, pentru că o să ne pierdem prieteniile. De schimbat, nu puteam să schimbăm cu, cu nimeni, nu? Tovarășii ne repartizau în producție și stăteam și ne rugam toți trei în sala aceea mare a aula universității și așteptam telespeakerul, cum ziceau ăștia. Era un fel de sistem telefonic prin care se făcea această repartiție și stăteam și ne rugam și mai erau vreo 20 înaintea lui Gigi care trebuia să aleagă și el postul unde se duce. Și mulțumeam lui Dumnezeu pentru fiecare care nu a alegea Aradul. <laughs> și a venit rândul lui Gigi și a fost întrebat unde vrea să mergi și el a spus Arad. Înțeles că voia să meargă la Arad, voia să se căsătorească la Arad. A sărit cineva din altă parte că și el vrea la Arad, și cel de la, cel care conducea zice, domnule, ăsta are o zecime de punct mai, mure, mai, mult ca tine, stai jos. Dragoș are Aradul. Am sărit în sus de bucurie, ne-am îmbrățișat, am fost așa de fericiți, plecam toți la arad. Bineînțeles, primul mare eveniment a fost căsătoria lui Dragoș. La căsătoria lui Dragoș, am, el a invitat să predice pe Ion Mihalaș. Ion Mihalaș este un doctor veterinar. Aveam un mare respect pentru el, îl iubeam, îl știam din Timișoara. Și Mihalaș a fost invitat să predice la nunta lui Dragoș. De ce vă spun asta? Pentru că în viața mea a fost unul dintre șocurile vieții mele că s-a ridicat Mihalaș la microfonul bisericii din grădiște a spus aceste cuvinte. Eu sunt ultimul om calificat să dau sfaturi cuiva la nuntă. Pentru că prima mea căsătorie am falimentat-o. N-am fost în stare să-mi țin jurământul înaintea lui Dumnezeu. Am înghețat toți. Dar l-am ascultat cum n-am ascultat pe nimeni, pentru că Mihalaș avea ceva de spus despre căsătorie, ceea ce alții nu învățaseră. Trecuse pe aici și ăsta știa să spună să nu faci ce a făcut el. Uneori Dumnezeu te lasă prin ca să poți spune cine face ca mine, ca mine o să pățească. E? Uneori Dumnezeu te lasă să treci printr-un divorț te lasă să treci prin cine știe ce alte lucruri nenorocite, ca să găsești alți oameni nenorociți pe urmă, să te duci la el și să-i spun, este să nădejde, uite Dumnezeu cum m-a ridicat pe mine, uite cum m-a salvat Dumnezeu pe mine și pe tine o să te salveze. Uite ce a venit peste mine. Iată ce spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 la 6 și cu asta vreau să închei. Binecuvântat fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângăierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângăia pe cei ce se află în, vremuri, în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în ecaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. De ce vine necazul peste viața noastră? Așa cum spuneam în seara aceasta, în primul rând, să ne arate că suntem și noi oameni slabi ca toți ceilalți. Apoi vine să ne deschidă ochii către lume lumea Spiritelor, lumea spirituală, care are o altă dimensiune și o importanță mai mare decât lumea asta materială în care noi ne aflăm. Și apoi vine să ne ajute să înțelegem că avem nevoie de Hristos. Și cu mângâierile care ea ne le dă necaz, în necaz să putem și noi mângâia pe alții. Slavit să fie Domnul. Haideți să ridicăm pentru rugăciune și să încheiem seara aceasta rugându-ne pentru cei care trec acum prin necazuri. Ar vrea să ne rugăm pentru Alin Simon. Alin a fost operat zilele acestea trece prin necaz, să ne rugăm Domnului ca Domnul să-l cerceteze și să-l vindece pe deplin. Dacă mai sunt și alții care au nevoie de rugăciune și sunteți în necaz sau cunoașteți pe cineva care trece prin necaz, ridicați-o mână sus. Haideți să ne rugăm Domnului. Poftiți? Haideți să ne rugăm pentru nepotul fratelui Nelu din Michigan, Domnul să se îndure de el, să-l cerceteze, să-l vindece dacă este bolnav. Cu toții să ne rugăm, Domnului. Doamne, venim înaintea Ta acum, în slăbiciunile.